la Virgin Radio Breakfast. Avem dispari în 60 de secunde și la telefon avem Marian! Marian! Da. Marian! Da, Marian! Alo, Timișoara, ești cu noi! Mariane! Dimineața, da. Bună dimineața, știi și tu gluma, cred că te-ai plictisit de ea, sincer. Da. Iar acum, nu și voi, vă rog, nu am sunat voi. Să vă iau 1000 de euro și voi acum faceți ștouri din astea. Vrem să dăm 1000 de euro, facem și ștouri, facem orice, doar să-ți dăm 1000 de euro, te rugăm. Frumos, te rugăm. Ne rugăm să fie o zi norocoasă. Da, Marian, vezi că cel care a luat 1000 de euro este Mihai și tot începe cu M, deci eu zic că M-ul este un literă norocoasă și avem foarte mare încredere în tine. Hai, fie ca zi, Vadim Tudor să-ți poarte noroc, pentru că el știa răspunsul la toate întrebările. Cu siguranță, dacă era printre noi, răspundea cu ochii închiși. Dumnezeu să-l ierte, chiar un personaj legendar, după părerea mea. Da. Am râs mult la glumele lui. 3, 2, 1, Marian! Cum se numește sportul practicat de elvețianul Roger Federer? Tenis. Câți ani a durat războiul de 100 de ani? 100 de ani. La ce instrument a cântat compozitorul și dirijorul Ludwig van Beethoven? Pian. Cât de des sunt organizate Jocurile Olimpice? O dată la 4 ani. Cine a scris Amintiri din copilărie? Ioan Creangă. Ce artistă cântă la Super Bowl în 2023? Cum se numește procesarea materialelor vechi în produse noi? Reciclare. Cu ce state se învecinează Statele Unite ale Americii? Canada, sus și jos, Mexic. Cât fac 2 plus 2 ori 2? 6. Cum îl chema pe ajutorul lui Batman? Robin. Yes! Bine, dar nu e atât de bine pentru că n-ai luat 1000 de euro, dragul nostru. Da, știu. Marian, oricum, ai luat ceva bănuți. Bine, bine, bine. Dar înainte să-ți spunem cât ai luat astăzi, hai să vedem ce răspunsuri nu ai știut. Întrebarea care mă enervează de astăzi este: câți ani a durat războiul de 100 de ani? Da. Aia nu cred că era 100. Nu. Era pe aproape, da. 116 ani. Mai sweet 16, nu? Iar nu aș fi nimerit, oricum. Nicio. După ce am răspuns că nu-i bine 100. Da, dar era cel mai nimerit. La OHA, după părerea mea, era cel mai bun răspuns. Că putea să fie întrebare capcană. Da. Și despre artista care cântă la Super Bowl în 2023, am vorbit fix ieri. Am zis, mamă, dacă o să fie cineva care chiar a ascultat atent emisiunea, știe răspunsul. Este Rihanna. Da. Riri, bad girl Riri. Asta e. Marian! 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 Astăzi la dispari 60 de secunde. Ai dispărut cu 400 de euro! Yay! Bine, Marian! De 400 de euro e un telefon nou. Liniștit, exact. Altfel îți începe munca astăzi, nu? Da. Îți mulțumim mult că te-ai jucat cu noi. Pupăm, Timișoara. Te pupăm. Zi minunată, să nu închizi. Băi, da. Ce drăguț. Hai să dăm cu o piesă tare, tare, tare frumoasă. Rareș și Arcanian.